Românii care își deranjează vecinii vor fi sancționați mult mai dur de anul viitor și la Râmnicu Sărat, poliția locală se confruntă des cu astfel de situații în care oamenii reclamă că sunt deranjați constant de vecini în timpul orelor de liniște sau în timpul unor petreceri private care devin prea gălăgioase. Dacă inițial polițiștii le dau doar un avertisment gălăgioșilor, la următoarea abatere, cei care tulbură liniștea vecinilor sunt amendați. Cu ajutorul camerelor de monitorizare, de supraveghere. Identificăm tineri la ore târzii, stând lângă mașină, cu un volum mai intens dat la muzică, iar pe unii dintre vecini automat îi deranjează. De multe ori, polițiștii locali sunt sfidați de cei care încalcă legea, iar dacă nu reușesc să-i tempereze pe scandalagii, apelează la colegii de la Poliția Municipală. Au fost situații în care a trebuit să revenim nu numai noi, cât și ceilalți de la colegi de la municipiu, pentru a calma spiritele unor cetățeni în mijlocul proprietății dânșilor, crezând că ei în curtea lor pot face și au dreptul să facă orice. La dispeceratul poliției locale, râmnicenii sună zilnic pentru a sesiza diverse nereguli. În multe cazuri, polițiștii trebuie să intervină pentru a media conflictele apărute între vecini.